Cunoscută drept tămădoitoare de boli, Sfânta Muceniță Filofteia este cinstită și drept apărătoarea împotriva încercărilor vieții, aducătoare de ploaie, protectoarea animalelor și aviilor. Sărbătorită de creștinii ortodoxi pe 7 decembrie, aceasta ajută și bucură pe toți cei care o cheamă în rugăciune. Sfânta Muceniță filoftea de la Curtea de Argeș s-a născut într-o cetate din sudul Dunării în anul 1206. Familia sa era creștină, mama Filoftei, având o evlavie și o bunătate deosebită, virtuți în care și-a educat și prea iubita fică. Din nefericire, mama Filoftei a trecut la domnul pe când aceasta era încă tânără. Tatăl Filoftei, creștin cu numele, dar sufocat de grijile lumești, s-a recăsătorit cu o femeie care nu aprecia faptul că tânăra fată mergea la biserică și făcea milostenie. A făcut de altfel tot ce i-a stat în putință pentru a i întoarce tatăl împotriva ei. Între datoriile pe care Filoftea le avea se număra și aceea de a duce hrană tatălui ei la câmp. Filoftea oferea o parte din bucate săracilor, lăsându-și în mai multe rânduri tatăl nesăturat. Când i-a reproșat soției acest fapt, ea l-a întors și mai mult împotriva fiicei sale. A hotărât să o urmărească. A văzut-o cum hrănea săracii din hrană ce îi se cuvenea lui și, mânuindu-se demonic, a aruncat securea spre tânăra copilă, provocându-i o rană severă la picior. Filoftea și-a dat sufletul în mâinile Domnului. Prin rânduială de sus, tatăl nu a putut să o ia din acel loc. Mai mult, pentru mijlocirile Sfintei Filofteia, Bunul Dumnezeu a rânduit ca aceasta să fie depusă într-o biserică din curtea de Argeș. În acest loc, de peste 800 de ani, o crotește pe cei care îi cer ajutorul, practicând ca și ea virtutea creștină a iubirii milostive.